o dezbatere unul la unul pe un platou important de televiziune funcționează ca o hârtie de turnesol. În cazul generalului cu patru stele Nicolae Ciucă, testul s-a sfârșit prin realizarea celei mai mici audiențe din ultimii ani de către o emisiune realizată de Anca Alexandrescu. Și asta fiindcă interlocutorul a fost plictisitor, a fost neinteresant și a determinat pe telespectatori să mută pe alte posturi. Cum va reuși acest Nicolae Ciucă să promoveze în vreo poziție fruntașă în campania electorală, în condițiile în care el nu reușește să creeze niciun fel de rating.